628. 628, merg numărata? Că ești 3 ori 16. Merg numărata. Cât ai zis? 628. Nu, o greșit, nu? Ia mai fă o dată, mai fă o dată. Vezi acolo, nu avem voie să greșim. Da? 528. Da. Și atunci rezultatul final pentru suma S este 3 înmulțit cu 500, câte zic? 28. Da? Dar avea și un 3 aici. 3 ori 528. 3 ori 528. Deci egal cu 3 ori 528. Și face 3 ori 528 este egal cu... 3 ori 528, e vezi cât face, de 3 ori 528. Iată rezultatul final al acestui exercițiu. Dragilor, suntem în criză de timp, dar nu putem, nu avem voie să plecăm mai departe din exercițiul ăsta până când nu analizăm această sumă. Această sumă ar fi fost una, Davide, una, cum se zice, Gauss, dacă ar fi fost adunat peste tot. Și el ca ideea ar fi zis 1 plus 98, 2 plus 98 și mai departe și vedea câte echipe sunt și făcea toată treaba, jumătate și așa mai departe. Dar autorul a complicat-o. 3 era soare. A băgat un minus la unul dintre ele. Deci 2 de plus 1 cu minus, 2 de plus 1 cu minus, 2 de plus 1 cu minus. Încât a creat o sumă, tot Gauss este. Dar mi-era foarte greu să eu spun eu 3, 6, 9, 12 și 96, că e tot o sumă Gauss, că nu sunt toți termenii. Și atunci ce am muncit eu? Am zis așa, hai să mai fac ceva interesant pentru el. Să vedem scoaterea în factor comun, să scoată pe 3 în factor comun, ca să aranjeze după scoatere 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 32, clasa a 3-a, neterminată, la începutul clasa a 3-a, să-l pot aduce aici și să înceapă, fiindcă am mai făcut astfel de ieșiți în sume de acestea, din urmă, el a spus 1 cu 32, 2 cu 31, adică exact la Gauss, și în final, câte sunt acestea, câte perechi? Sunt 16 perechi. Facem rezultatul, o mulțim acolo, și cum era de 3 ori, scăsesem pe 3 în factor, rezultatul e 1584. Mi se pare că dintre cele 4, ca ordine, asta a fost cea mai dificilă, nu? Și prima. Și prima acolo a fost cu ce, nu mai amintesc. Împărțirea. Așa, și aceea. Deci, practic, practic, acolo mulțit și împărțit, era tot o foanță. Să o sintez un pic? Aveți. Ia să vedem ce putem să și la sinteză. Da. Ia să zicem acolo, sinteza orei. Concursul interlutețean de matematică, așa poate fi titlul. Scris acolo. Și ediția a treia a făcut în aprilie, deci cu un an în față, noi ne ducem și ne descurcăm. Da. Ne descurcăm. Da. Asta este... Furnica foarte ușoară. Da. Ce a făcut furnica a fost ușoară. Foarte ușoară. Deci cu un elev cum trebuia să abordeze? Mai întâi cu furnica, că și-l face la prima vedere. Da. Duce la urmă să fac, nu știu, al doilea sau al treilea care... Segmentele, cu B-ul. Așa, cu B-ul așa și ala mergea. Apoi prima merge mai dificil. Da, prima și ultima. Ultimul la sfârșit. Așa trebuie ca logică. Deci, dragilor, ca ordine te duci în funcție de cum te repești de ieșiți. Exact. Că tu ai tot ieșiți acolo pe masă, da? Așa, da, la sinteză. Sinteza orei. Foarte frumos. Să spunem, a fost chiar concursul. Concursul. Și a făcut într-o oră chiar. Într-o oră? Dar ne-a dus în prima parte cu ce am știut. Și pe explicații și cu factorul. Deci ați depășit. Mergea o oră. O oră mergea foarte bine, da? Concursul. Apoi aici. Ordinea efectuării operațiilor. Da.
Adică când sunt de același ordine, ori în succesiunea lor se execută, la stânga, la dreapta. Gradul 2 merge în ordine. Așa a fost împărțit și pe urmă mulțit. Da? Da. Sume. Sume. Gauss. Da, sume Gauss explicate exact. Într-un limbaj. Factorul comun. Factor comun. Comun. Adică distributivitatea mulțirii față de adunare. Distributivitatea. Da, înmulțirii. Față de adunare. De adunare. Eu am zis, am să zic că o să mai lucrăm mai așa distributativ, da. Ca da, să fie mai foarte multe exerciții vicele. Sigur că da. O să vedem cu ocără. Să le spunem prietenii noștri ce să fac. Se va abona la profa online și se va... Nu. Se va abona la pro... Nu. Să dați like și share și se va abona la profa online. La revedere. Și cei 40.000 care sunt abonați și când primesc lecția asta, să spun la toți prietenii care sunt, care îi cunosc ei. Pentru că și ei trebuie să beneficieze. De dragilor, de voi abonații depinde mărirea numărului și faceți un lucru nemaipomenit. La revedere! La revedere!